Candidații Alianței Dreapta Unită pentru funcția de primar în mai multe localități din Timiș au fost prezentați astăzi de către Dominic Friț, președintele USR Timiș. Acesta și-a pornit optimist discursul și a spus că Alianța Dreapta Unită și-a propus să câștige primăria Timișoara, Consiliul Județean Timiș, dar și un număr considerabil de primării din județ. Sunt aici pentru că împreună avem încredere că putem nu doar să continuăm munca bună pe care am făcut-o, fiecare conducând instituția lui, ci și împreună putem să deschidem un nou capitol în județul Timiș, în care reușim să catalizăm forța Timișoarei și forța Timișului pentru comunitățile din tot județ. De aceea nu ne vedeți aici ca și candidați individual, ci ca o echipă care are un plan pentru județ, un plan de colaborare în zona periurbană, un plan de colaborare cu al doilea municipiu, Lugoș, dar și un plan pentru ruralul Timișului. Și avem alături de noi astăzi aici un număr de candidați ai Alianței Dreapta Unită și ai partidelor componente din această alianță, în care ne punem speranța că transmit mai departe acest mesaj de unitate, de luptă pentru curățarea clasei politice, pentru o administrație curată și eficientă în interesul oamenilor. Și de aceea, alături de Dominic, împreună cu colegii noștri, dorim să oferim oamenilor o alternativă, neîntinată de aceste lucruri care cei de la București și cei de la PSD le doresc a fi impuse peste tot în țară, printr-un joc al intereselor de care Timișoara și Timișul a fost întotdeauna străină. Au fost prezentați candidații următoarelor localități: Lugoș, Ghiroda, Ghilad, Cernat, Lenauheim, Giroc, Sacoș-Turcesc, Dumbrăvița, Gearmata, Dudești-Noi, Săcălaz și Cărpiniș. Primul care a luat cuvântul a fost Andrei Tița, care este primar în funcție la Cernat și care mai candidează pentru încă un mandat din partea Alianței Dreapta Unită. La aceste alegeri locale din anul 2024, candidez din partea Alianței Dreapta Unită, alături de o echipă unită, puternică. Vreau să vă spun că noi la Cenat, pe această cale, pot să spun că ne-am făcut treaba. Am atras fonduri europene în valoare de peste 30 de milioane de lei. Aici vorbim de 7 proiecte cu fonduri europene. Vorbim de fonduri guvernamentale care se văd și care putem spune că am, cu ajutorul cărora putem spune că am creat un Cenat mai frumos, mai curat și mai modern. Mulți dintre candidații prezentați au experiență administrativă, fiind primari, viceprimari sau consilieri locali.